Ionescu, transmit de aici, din Paris, pentru bucuria de a vă întâlni în această seară și de a putea să tratăm o temă care mi se pare de actualitate, de importantă pentru viața bisericii. Această temă este cum contribui personal la bogăția de viață întru duhul a bisericii, în vreme de pandemie, mai ales. Vă las un pic de timp ca să vă conectați și la rândul meu să pot să distribui și altora și vom trece la treabă. Perfect. Ce ne interesează este să nu teoretizăm. Viața bisericii nu se poate teoretiza, ci doar trăi. Este precum cineva îți oferă un pic de mâncare și spune, dacă vrei să înțelegi gustul acestei mâncări, nu faci decât să guști tu. Da? Din cauza aceasta, tot stilul de a teoretiza pe marginea lucrurilor cu adevărat esențiale care se întâmplă în viața noastră în legătură cu biserica, nu face decât să le stingă. Ele trebuie pur și simplu trăite și în clipa când sunt trăite, dăruite și altora, împărtășite și altora, propuse și altora, în termen de trăire. Sigur, ele trec prin inima noastră, pentru că nu poți să trăiești ceva și să nu participe inima ta, înseamnă că ești decuplat, practic, de la realitate. Și această trăire presupune faptul că îți activezi inima, numai că inima nu e așa de ușor de activat. Și sigur că toată viața creștină este o viață, pur și simplu, în care creștem ceva lăuntric în spațiul inimii noastre, dar asta are un impact și asupra exteriorului. Aș spune, mai ales în duminica de astăzi în care vorbim despre bogăție, da? Sigur, putem vorbi de bogăție în mulți termeni. Unii se uită la viața bisericii și sunt cumva fascinați de faptul că văd lucruri strălucitoare acolo, ceea ce e minunat să se poată să odihnească cultul creștin o bogăție nu numai de trăire, ci pur și simplu de exprimare, pentru că mă gândesc că slavii nu ar fi fost popor ortodox la ora actuală, nu spun mai de ruși, poporul slav pur și simplu, dacă nu ar fi văzut măreția aceea impresionantă care era în Sfânta Sofia la vremea respectivă când slujeau și când au simțit că efectiv au intrat acolo unde cerul se manifestă pe pământ. Deci este foarte limpede că viața bisericii presupune bogăție, presupune o frumusețe care nu este expresia doar unei construcții omenești, pentru că frumusețea în viața bisericii vine de la cel care e frumos prin excelență, adică Dumnezeu însuși. Da? Deci lucrurile acestea trebuie să ajungem să le trăim noi înșine spre a ne da seama cum sunt în realitate. Că altfel dacă ne povestesc și sunt doar povești, fie ele nemuritoare, dacă nu ne ating prin propria noastră trăire, nu ne ajută foarte mult. Există o frumusețe, o intensitate de trăire în viața bisericii, prin viața bisericii și lucrul acesta este o chemare pentru noi toți să-l descoperim, pur și simplu. Acum, vă voi oferi un cadru, așa, un pic de reflexie și după aceea vă voi propune să-mi puneți întrebări și răspunsuri. Aș vrea să fie mult focalizat pe întrebări și răspunsuri. Întrebarea și tema aceasta de astăzi este pur și simplu cum facem noi acum, în vreme de pandemie, cum rezistăm la presiunile pe care le simțim, care sunt cu totul excepționale, nu le-am mai trăit până acum niciodată, deși aproape a trecut un an de când avem pandemie, ne obișnuim cumva cu anormalitatea, însă ce om se poate obișnui cu anormalitatea? Anormalitatea de aia e anormală, pentru că nu este tot timpul și nu trebuie să fie tot timpul. Sigur, poate că lumea nu va rămâne chiar la fel cum era înainte, însă cumva solicită capacitatea noastră de adaptare și asta trebuie să căutăm. Cum ne adaptăm cu viața bisericii la noile solicitări? Da? Și întrebarea care ni se pune nouă creștinilor, celor care ducem viața bisericii, este cum facem față, pentru că avem nevoie vitală de Dumnezeu și de a ne hrăni prin viața bisericii. Ori viața bisericii se găsește
sub presiunea unei diminuări în această perioadă. Da? Aici este problematizarea noastră de azi. Și am pus acolo câteva cuvinte cheie, să spunem așa, vocație, slujire, oportunități, dificultăți actuale. Am uitat să vă spun, vă rog să o faceți, dacă sunteți drăguți, în loc doar să vă uitați la ce se întâmplă acum, e să dați un share ca să ajungă și la alții ceea ce discutăm acum împreună. Vă ofer doar o imagine despre cum se vede din biserică, biserica și viața bisericii, da? Deci, așa cum vedeți pe cineva care este un organism uman și vedeți care mâini, degete, nas, figură și așa mai departe, cap, da? Deci are membre, are organe, are niște piese care îl compun și care sunt indispensabile pentru funcționarea întregului organism. Observăm pur și simplu cât de mult ne pasă de fiecare organ și fiecare membru în parte. O durere a unuia se transformă într-o suferință a întregului organism. Imaginăm, așa cum spune de altfel biserica, că biserica este un organism mare, cu multe membre, da? Și fiecare om în parte este un membru al bisericii și implicit al acestui organism. Și teologic vorbind, capul acestui organism este Hristos însuși, da? De unde orice lipsa oricărei pretenții de a înlocui capul cu cineva care este doar din mijlocul nostru. Capul Hristos rămâne prezent în viața bisericii, care viața bisericii cuprinde pe cei din această lume și pe cei care s-au săvârșit din această lume, da? Deci nu e numai ceea ce este vizibil, capul bisericii este Hristos. Problema este ce facem noi, mădularele, fiecare în parte, membrele fiecare în parte. E, dacă ne gândim un pic, ne gândim că sănătatea întregului organism depinde de sănătatea fiecărui membru în parte. Deci dacă eu ca om am nevoie de sănătate, sănătatea aceasta privește atât funcționarea mea ca membru al comunității întregi, al comuniunii întregi, cât și mersul întregului edificiu, dacă putem să spunem așa, care este biserica. Uitați schemele cu biserica, administrație, economie și așa mai departe. Biserica, întâi de toate, este un eveniment în viața mea personală și în viața umanității, un eveniment al prezenței Duhului în viața noastră, a prezenței lui Hristos și în felul acesta începem să trăim niște realități care sunt dăruite de capul bisericii care este Hristos și respectiv de Duhul Sfânt care hrănește, dacă pot să spun așa, fie pe fiecare mădular în parte. Da? Deci, hai să vedem ce înseamnă noțiunea de sănătate pentru fiecare dintre noi. Sănătatea unui membru al bisericii este posibilitatea lui nealterată de a primi din partea lui Dumnezeu tot ceea ce trebuie să primească, astfel încât să funcționeze așa cum Dumnezeu a vrut ca mădularul respectiv să funcționeze. Da? Hristos așteaptă de la noi o funcționare care nu este în niște parametri de mediocritate, dacă pot să spun așa, existențială. Adică, hai să ne lăsăm și noi târâți de viața aceasta și încetul cu încetul ne-am adaptat cumva la ea, am făcut studii, am căutat să avem un job, ne-am mai făcut roșii de o mașină, dacă s-a stricat asta, am mai luat alta, poate că am făcut o mică întrepriză, poate că nu știu ce am dezvoltat și așa mai departe. Hristos nu așteaptă asta din partea noastră. Da? Hristos spune așa, să avem priorități. Spune, căutați întâi de toate împărăția celor, asta e prioritatea numărul 1, și toate acestea spre care alergăm și de dimineață până seara și ne mișcăm și așa mai departe, se vor adăuga vouă, se vor adăuga nouă. Da? Deci, întâi de toate este cum să câștigă împărăția celor. Ori împărăția celor nu este un trofeu pe care îl așteaptă viața mea după ce mă săvârșesc din această viață, ci este ceea ce trăiesc aici. E, și liturgia și respectiv viața bisericii îmi prilejuiesc posibilitatea de a simți, insist asupra cuvântului, simți împărăția lui Dumnezeu încă din această viață. Asta este liturgia cu adevărat. Îmi dă posibilitatea cumva, într-un fel, sau trebuie să ajung să se întâmple asta cu mine, să simt cerul pe pământ. Da? Adică să simt lucruri cerești care se întâmplă prin mijloacele noastre pământești, declanșate de rânduiala noastră omenească, predania aceasta și ceea ce am primit noi să facem în viața bisericii. Da? Deci asta ca să avem o imagine asupra a ceea ce suntem ca organism eclezial. Bun. În clipa când auzim cuvântul purtați-vă sarcinile unii altora, că așa vom împlini legea lui Hristos, înseamnă că mădularele acestea nu sunt într-o izolare, nu sunt într-un autism. Da? Fiecare mădular în parte este conectat cu celelalte.
Oamenii trebuie să iubească, așa vor ști că sunteți ucenicii mei dacă veți arăta dragostea între voi, dacă veți arăta că vă iubiți între voi. Da? Deci a fi a lui Hristos egal a se vedea, a transpare dinspre noi faptul că iubim. Și iubirea aceasta de fapt face o legătură extraordinară între noi, vedeți? O întrepătrundere, teologii ar spune perihoreză, da? Este o lucrare perihoretică, o lucrare de întrepătrundere a noastră ca mădulare unii pentru alții, astfel încât, la un moment dat, se simte forța aceasta extraordinară a ceea ce înseamnă manifestarea împărăției lui Dumnezeu în această lume, prin viața bisericii. Bun, asta este ce avem de făcut și, într-o măsură mai mare sau mai mică, cumva simțim lucrul acesta. Eu aș insista asupra unui cuvânt care mi se pare esențial. Noi toți am primit o chemare. Chemarea noastră nu este să funcționăm, repet, în condiții de mediocritate, de ceva pur și simplu de ieftinătate, adică de așa un fel de grosier, de minim biologic, să spunem așa, de descurcăreală, de pur și simplu dat din coate și strecurat și în sfârșit să calc eu dacă se poate ca să ajung mai sus și așa mai departe. Nu, Dumnezeu este nobil, este o noblețe la care am fost chemat și noblețea aceasta se descoperă prin simplul fapt că un creștin e un om care este continuu gata să se schimbe, să se transforme. Fără spovedanie și post, nu poți să te împărtășești. Dumitra, răspuns pentru Rodica de la Dumitra Diaconu. Da, nu poți să te împărtășești. Acolo e un cuvânt, cercetează-ți conștiința. Da? Și cercetarea conștiinței a îmbrățișat această formă la noi, de 2000 de ani încoace, de a-ți mărturisi păcatele. Da? Și de a primi dezlegarea, pentru că cărora le veți ierta păcatele, vor fi iertate. Da? Deci ne pregătim așa. Ceea ce spun eu este că libertatea aceasta în Duhul nu se poate obține fără lucrarea noastră lăuntrică. Lucrarea noastră lăuntrică este esențială. Aici, de aici devine eliberarea. Eliberarea nu vine că cineva care este mare în biserică spune de acum ești liber și gata, să ne punem o pancartă pe noi. Liberarea vine din faptul că eu încep să am alte posibilități lăuntrice de a funcționa în această lume, de a mă manifesta și, în ultimă instanță, de a iubi. Sfântul Siluan Atonito, de exemplu, la un moment dat, în dialogul cu Sfântul Sofronie, canonizat recent, Arhimandritul Sofronie Saharov, îi spune, găsești că e mare lucrul respectiv, vorbeau de ceva anume, nu, mare este să te poți smeri, pentru că asta te ajută să iubești. Deci numai omul care se smerește pe sine îi poate face loc real celuilalt în sufletelul lui. Da? Lucrurile acestea sunt importante pentru că ne dau încetul cu încetul lucrarea propriei sănătăți în organismul acesta global care este viața bisericii. Acum, întrebarea pentru azi este ce ne facem în pandemie? Aici lucrurile sunt complicate, uneori șocante, foarte dificile. De ce? În funcție de țara unde suntem, există constrângeri. De exemplu, uitați preoteasa Ioana, părinte, ce facem noi preotesele cu activitățile de Crăciun din parohie? Idei. Exact, o să ating un pic problema preoteselor, da? Să știți că preotesele sunt foarte organizate și mă bucur mult pentru ele și, uitați, mă preocupă și în direcția respectivă. O să ating mai multe categorii, da? Deci, problema care se pune este cum contribuim personal la bogăția de viață a bisericii, da? Fac totuși o mică paranteză. Suntem în duminica aceea în care era unul care își tot lărgea hambarele în mintea lui, da? Ca să-i încapă bogățiile mai tare. Da? Și Dumnezeu spune, în franceză este insensé, adică care ți-ai pierdut sensul, care ți-ai pierdut rațiunea, care nu mai judești cum trebuie. Spune, ce, se ia sufletul tău în seara aceasta? Ai plecat, lumânarea aceea care se stinge, s-a stins, a rămas... Așa, ce a rămas trupul care se redă pământului și gata, ai plecat dincolo. Da? Ce faci cu lucrurile acestea care țin doar de materialitate? Nu mai spun de blocajul respectiv, că lucrurile alea în fond serveau lui și atâta. Da? E clar că bogăția bisericii nu e asta. Că o avea în România suficiente clădiri și că în sfârșit, în România ducem aproape o stare de normalitate. Mă uit și eu aici, de exemplu, în Paris, catolici, au atâtea locuri unde pot să-și desfășoare activitatea, imobile și așa mai departe. Și în toate țările, în Occident, că sunt catolici, că sunt protestanții, toți au cumva acea logistică necesară pentru a putea să ducă activitatea lor.
Noi ortodoxi avem biserici, 1% din comunitățile noastre în diaspora au biserică a lor, da? Sigur că lucrurile se vor ameliora încetul cu încetul, însă prima biserică care trebuie să existe este propria noastră alcătuire, propria noastră făptuire. Da? Bun, deci revenim. Cum contribuim personal? De ce trebuie să contribuim? La ce ajută să contribuim? Dacă nu ar exista viața bisericii, dacă nu ar exista suflarea Duhului Sfânt în umanitate, am fi infinit săraci și lumea s-ar vedea pervertită ca într-un spital gigantic în care oamenii ar vâna și căuta și simți numai lucrurile exterioare și perisabile, la scara unei existențe în fond foarte limitate între naștere și moarte. Constanța Georgescu: dacă ați făcut numai bine, bucurați-vă că persoanele respective v-au furat și v-au făcut rău, pentru că sigur nu v-au plătit cu bine binele pe care l-ați făcut. Și atunci rămâne din partea lui Dumnezeu să vă răsplătească acest bine. Neștirbit. Deci îl aveți în întregime. Dacă vă ajutau un pic și vă dăruia un pic, pierdeați din fapt. Deci e foarte bine. Slavă Domnului! Mulțumim lui Dumnezeu! Hai să vedem un pic pe categorii. De ce e perioada asta grea? Păi imaginați viața bisericii ca o orchestră mare. Dirijorul este Hristos, dar vedeți că avem un dirijor care el însuși se duce la ceea ce e mai greu, da? Și încă moarte pe cruce. Doar așa rodește înviere. Și ne cheamă, ne dă viață. Și începem să nu putem să nu-i urmăm lui, pentru că unde să ne ducem? Că tu ai cuvintele vieții veșnice, da? Hai să vedem ce face preotul. Și luăm așa, voi vorbi preoteasa Ioana, voi vorbi acum și despre preoteasa, da? Ce face preotul? Știți care e rolul preotului într-o parohie? Organ al harului. Adică prin el se manifestă harul în parohia respectivă. În primul rând, exercită o paternitate. Ce înseamnă să ai părinte? Dacă ai părinte, ești odihnit. Pentru că toată taina bisericii este taina a paternității. Noi, când ne adresăm lui Dumnezeu, cum nu ne-a învățat Hristos să ne adresăm, nu spunem Tatăl nostru care ești în ceruri, da? Deci paternitatea aceasta face parte din structura Universului întreg. Biserica este paternalistă, dacă vreți, în sensul că în biserică avem părinți și oricât de mulți am avea, nu sunt suficienți, ne spune Sfântul Apostol Pavel, încă din biserica primară, da? Deci, în clipa când am o parohie și am un părinte, am o umbrelă ocrotitoare, prin harul lui Dumnezeu, prin care încep să funcționez. Și devin fiu, fiu și fiică. Vedeți, noi, chiar dacă ne pierdem părinții biologici, avem tot timpul părinte. Vedeți, suntem în mâini părintești. Suntem în mâinile părintești a lui Tatăl nostru, care le ești în ceruri și pe care dea Domnul să-L simțim tot mai intens și mai prezent în viața noastră. Avem o mamă dumnezeiască, care este Maica Domnului, mama Fiului lui Dumnezeu, care își prelungește maternitatea către toți fiii bisericii, doar să vrem să știm de tată, să vrem să știm de mamă, și mamă și tată sunt niște condiții aparte. Da? Uitați-vă la Hristos. Avem formula aceasta teologică extraordinară. Că Hristos este născut din mamă, fără de tată, tată trupesc, omenesc, și e născut din tată ceresc, fără de mamă. Pentru că nu există echivalentul de mamă în Dumnezeu. Da? Dumnezeu este Tatăl, Fiul, Sfântul Duh. Deci, ca să vedem că ceea ce prelungește către noi Hristos și ceea ce prelungește prin Duhul Sfânt Dumnezeu către oameni, este paternitatea Tatălui ceresc, da? Tatăl nostru care ești în ceruri, care ne îmbrățișează și ne poartă pe toți, și maternitatea aceasta. Deci suntem ca într-o familie, hai să spunem, gigantică și în același timp, într-un duh de proximitate cu tatăl și cu mama existente în viața bisericii, pe care nu le putem echivala nici măcar în relația cu părinții biologici. Adică tatăl ceresc este mai în proximitatea mea decât propriul meu tată și mama cerească, Maica Domnului, este mai în proximitatea mea lăuntrică decât propria mea mamă. Și prin ei, tatăl și mama sunt aproape. Deja încep să primesc critici aici, sau nu? De ce nu răspundeți la întrebare? Că pur și simplu nu am văzut întrebarea. Am voie să nu văd întrebarea?
Ce părere aveți despre părintele Gelasie Țepeș? Dumnezeu să îl odihnească. Au fost omorât în spital de doctor. Asta este părerea dumneavoastră. Eu nu pot să avansez lucrul acesta, deci am părerea că nimic în lumea aceasta nu se petrece fără îngăduința lui Dumnezeu. Nu spun neapărat voia lui Dumnezeu și am așa încredințare lăuntrică sau doresc cel puțin ca sufletul robului Dumnezeu Ghelasie, părintele, care atât de mult i-a iubit pe oameni și atât de mult a făcut pentru oameni, să se odihnească în sfârșit în mâinile lui Dumnezeu. Asta este tot ce îmi doresc. Revenind acum, ce face preotul? Păi preotul în perioada asta de pandemie este ținut în șah. E ținut în șah de niște exigențe sanitare, de niște reguli date de guvern, stat, autorități și așa mai departe, de dificultățile pe care le întâmpină în relația cu proprii credincioși. Hai să vedem ce poate să facă. Am văzut azi la biserică. I-am primit pe oameni după ce am slujit liturghia cu ușile închise, aici în Paris. Avem voie să deschidem ușile, să-i primim pe oameni. Și cei care vin, ei au urmărit liturghia online, se pot apropia și de Sfintele Taine în aceste condiții. Și vin în biserică. Și sigur că aveam un drag, azi eram aproape euforic în a îi întâlni, în a schimba o vorbă cu ei, în a-i mângâia, în a vedea copiii mai mici, cum mai cresc, în a-i vedea pe oameni. Preotul ar trebui să fie un cuvânt și o prezență de căldură și de drag, pur și simplu, care sigur nu pot să fie transferate toate pe Zoom și pe Facebook, e clar. Hai să citim. Părinte, în parohie la țară a fost destul de ușor să oferim ajutor oamenilor nevoiași, dar la parohia din oraș mi se pare mai greu să mă găsim metode potrivite. Ce metode am putea avea? Elisabeta, și eu caut ca preot și trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Pandemia aceasta a stârnit ceva foarte interesant. A stârnit o solidaritate la un nivel la care noi nu puteam bănui că se pot petrece lucrurile, în sensul că suntem cel puțin informați de ceea ce se petrece la distanțe foarte mari. Vedeți, reactivitatea de pe Facebook a fost pusă în slujba bisericii. Aflăm foarte repede dacă cineva e în dificultate. Să facem întâi de toate, Elisabeta, grupuri de rugăciune. Adică oamenii care sunt în parohie să fie conștienți că rugăciunea fiecăruia în parte contează poate mai mult ca oricând. Eu am două grupuri, unul pe WhatsApp cu români sau dinspre România, altul din Franța. Eu nu vreau să fac grupuri foarte mari pentru că atunci și cererile devin foarte numeroase, da? Grupuri de 100, 100 și ceva de persoane cred că sunt corecte, să spunem așa. Și acolo e un flux de știri despre nevoia oamenilor. Și când pot, în special la liturghie, dar nu numai, când pot, parcurg lista respectivă și mă rog. Deci eu aș zice că în parohie, dacă parohia ajunge la conștiința că noi toți contăm pentru toți și că suntem în aceeași barcă și că binele fiecăruia în parte este binele tuturor, adică un fel de organismul de care vorbeam în mic, o parte din el, aș insista ca oamenii să se poarte în rugăciune unii pe alții. Da? În ceea ce privește nevoile, oameni nevoiași, oameni în așa, noi aici, de exemplu, am făcut un fel de forță de intervenție rapidă, așa am numit-o, tot un grup WhatsApp care gestionează disponibilitatea fiecăruia și care, în clipa când se semnalizează că cineva, de exemplu, este într-o anumită nevoie, trebuie dus fizic la poarta cuiva ceva, ni s-a întâmplat, nu sunt foarte dese astfel de situații, la noi aici, cel puțin în Franța, să se miște cineva și să facă lucrul acesta. Da? Deci sunt realități cât se poate de concrete. Problema e alta. Exact ce spuneți. Oamenii devin mai ușor suspicioși și necrezători. Starea duhovnicească a oamenilor se alterează. Da? Adică în clipa când nu mai poți să duci de aproape, să te atingi, să simți așa pulsul cu inima ta, cu dragostea ta, proximitatea ta, nu poți mai faci lucrul acesta la fel, cum l-am făcut eu azi când din nou m-am întâlnit cu oamenii. Dintr-o dată, știți, e foarte diferit. Simți că e altă intensitate. Știți? Chiar dacă schimb câteva cuvinte, chiar dacă de-abia le-ai vorbit un pic, i-ai mângâiat un pic, te-ai întâlnit cu ei, vorbesc strict de preot deocamdată, lucrul acesta este cu o intensitate diferită decât să te fi întâlnit cu el la distanță. Dar, trebuie să ne adaptăm. Situația de acum este o situație care, chiar dacă s-a prelungit nesperat de mult, totuși o situație deprovizorată, adică ea nu va dura la nesfârșit. De ce vă spun lucrul acesta? Ca să nu cedez tendințelor conspiraționiste. De exemplu, în Franța, faptul că ne-au dat lockdown, da, confinement,
și că de o lună suntem de acum așa, se estimează că prin decembrie există trei etape, adică după 1 decembrie sau chiar poate de sfârșit de noiembrie începând, nu se dă drumul dintr-o dată, dar începe să descrească intensitatea de reținere a noastră, pentru că rezultatele se văd acum, adică curba îmbolnăvirilor, a intrărilor în spitale și așa mai departe a început să se ducă în jos. Deci sunt semne bune, da? Deci nădăjduim că lucrurile se ameliorează. Pe baza acestor lucruri cât se poate de concrete, noi ca viața bisericii reacționăm și în funcție de ce suntem lăsați să facem, facem. Dar la ora actuală, chiar dacă, de exemplu, în Paris slujim numai cu ușile închise, avem voie doar 2-3 persoane la stradă, slujitori în altar și s-a terminat, da? Și transmitem online. Dar putem, avem voie să deschidem ușile larg, după aceea să-i primim pe oameni, să putem să spovedim, putem să fim cumva în mijlocul oamenilor. Adică dacă ei își scriu pe foaia de deplasare că vin să se reculeagă la biserică, ei pot să vină la biserică. Deci, în fond, nu oprește pe nimeni toată parohia mea, până la urmă, să vină la biserică, sigur, pe un timp limitat, dar să vină dacă vor. Am multiplicat numărul de slujbe. Avem slujbe în fiecare zi, adică Sfânta Liturghie de dimineață, de la ora 7, avem. În fiecare zi, 2, 3, 4 persoane pot să fie prezente. Altele, dacă vrem. Da? Deci asta înseamnă într-o săptămână 20 și ceva, da? Într-o lună înseamnă 100 de persoane care au putut să participe așa cum trebuie la liturghie, fiind prezente. Da? Lucrurile acestea sunt vitale pentru noi pentru că participarea asta la liturghie e sumul, dacă pot să spun, de intensitate a simțirii a ceea ce înseamnă specific viața bisericii. Lucrul acesta trebuie să-l facem, da? Acum, în ceea ce privește nevoile sociale, avem mai mult timp ca înainte. Putem să ne dăm de știre. Deci eu aș transforma, sincer, parohia, adică am transformat parohia într-o prezență, într-o atenție unii către alții de la distanță. Am două grupuri WhatsApp pentru că maximul pe un grup WhatsApp este de 25 de persoane. Avem două grupuri WhatsApp care constituie parohia mea. Și țin legătura cu ei, de exemplu, faptul că intervin acum, le spun cateheză online, acum, pentru voi, membrii parohiei mele, și pentru cine mai vrea, pentru alții, și așa mai departe. Da? Deci, încerc ca ceea ce nu a fost predicat, pentru că nu au fost prezenți cu mine și nu au fost la liturghia pe care am săvârșit-o eu, să proiectez către ei și să le spun lucrurile acestea. Și dacă ei reacționează, eu le răspund. Da? Asta ce poate să facă preotul, deci față de restricționările diferite pe care le are, în funcție de aceste restricționări, el poate să facă. Dar legătura cu credincioșii, numărul unu, intensă, este spovetania. Și în principiu, cred că peste tot la ora actuală, în România, regimul cred că este mai larg un pic decât în Franța la ora actuală și tot în Franța putem spovedi. Dacă oamenii vor să vină la spovedanie, putem să-i primim și să ne întâlnim cu ei. Da? Deci aș spune că preotul, până la urmă, în afara faptului că nu are liturghia să-i primească pe toți deodată, are posibilități mari de a se întâlni cu fiecare în parte, de a accede la ei. Doar cei care sunt mai în fragilitate, care nu se pot deplasa, dar este, de exemplu, aici în Franța, poți să te duci la cineva acasă dacă el nu se poate deplasa. Ai voie să o faci în calitatea ta de preot, da? Deci, în principiu, viața bisericii ar trebui să continue, hai să spunem, nestingherită sau nu stingherită foarte tare. Ceea ce se vede în zilele acestea este un regal duhovnicesc care ne este oferit de oamenii cei mai înalți duhovnicești ai acestei planete, da? Că e părintele Efrem de la Vatoped, că e părintele Zaharia de la Essex și care mai sunt oameni cu viață curată, cu viață sfântă, Ierodeos Vlachos, părintele acela, preasfințitul acela din Grecia, în sfârșit, oameni efectiv, oameni mari, oameni intenși, da? Care oferă cuvânt și susținere și mângâiere și dragoste și rugăciune în a se întâlni cu toată lumea. Neluțu, exact așa să faceți, să nu vă temeți de nimic, da? Să nu vă temeți de nimic și să faceți în consecință. Sunt cu totul de acord. Adriana Frâncu. Nu toți credincioșii au acces la postările preoților. Preoții, cum sunt niște păstori buni, ar trebui să îngrijească ca oamenii să nu aibă dificultăți până la urmă în a se conecta la diversele informații și mesaje și
la tot ce înseamnă legătura cu preotul. Și noi avem aici oameni vulnerabili care nu prea știu să folosească internetul. Și atunci sunt vulnerabili că nu au mijloace. De exemplu, nu au WhatsApp, nu reușesc, internetul le scapă și așa mai departe. Sigur că acestea sunt excepțiile, da? Adriana, pentru că WhatsApp-ul la ora actuală cam toată lumea îl folosește. Nu cred că e atât de greu. Trebuie să ai un telefon ăsta un pic mai izbutit și e în regulă. Grupuri de rugăciune. Faptul că pot să postez în atenția tuturor nevoia cuiva este un gest eclezial. Este ceva ce pot să-l fac, fie Facebook, fie WhatsApp. Sunt mijloace excelente prin care pot să comunic. Cum să ne îmbogățim viața duhovnicească în aceste vremuri? Mirela, exact asta încerc să spun. Întâi de toate, hai să vedem cum putem să ne luptăm să nu o lăsăm diminuată de restricțiile acestea. Vă garantez că nimic nu diminuează în noi dacă noi vrem cu adevărat să ne ținem de Dumnezeu și în condiții de dificultate. Este o opțiune personală. Trebuie să vreau să fac lucrul acesta, da? Trebuie să pur și simplu să mă activez, să am 24 de ore din 24 la dispoziție, să fiu într-o făptuire continuă despre cum mă țin de Dumnezeu. Ca la mănăstire, cumva, da? La mănăstire, cum fac oamenii? Păi tot timpul sunt într-un program, da? Unul spală WC-uri, poate, pentru cei care vin în ospeție acolo. Unul poate schimbă cearșafurile, unul poate pregătește mâncarea sau mai mult și așa mai departe. Fiecare face ceva, este o albinuță într-un stup general. Dar toți beneficiază ca de umbrelă protectoare de rugăciunea tuturor. Și toți se iau pe toți, da? Deci cum îmbogățim viața duhovnicească? Adăugând posibilități la care nu eram atenți în vremurile obișnuite. Da? De exemplu, s-au adăugat, acum văd, constat cu ochiul așa, constat că s-a adăugat această posibilitate. Eu, de exemplu, la vatoped mă duceam o dată pe an, primeam cuvânt de folos și mângâierea și ocrotirea care erau acolo, dar era o dată pe an și sigur că, bun, fiecare ține legătura cu locurile dense, de încărcate duhovnicesc. Spun de vatoped, poate să fie de altceva, Essex, am călcat din când în când acolo, dar mergi sporadic, mergi din când în când. Acum mai avem pe oamenii aceștia care ies în mijlocul mulțimii și care dau darurile lor duhovnicești peste tot. Este un plus al pandemiei la ora actuală. Să profităm, am putea avea aproape în fiecare zi sau la 2-3 zile un cuvânt duhovnicesc cu o forță extraordinară. Eu mi-am făcut program în fiecare zi când este intervenția. Părintele Zaharia, Părintele Petru, da? 2, de la Essex. Păi sunt conectat. După ce termin eu acum, mă conectez la Părintele Zaharia, la Essex. Dăruiesc acum eu, da? Și la rândul meu primesc ceea ce vine în continuare. Sunt într-un program continuu. Dacă se poate și de dăruire și de primire, că vedeți, avem două mâini, da? Cu una putem primi și cu una putem dărui. Sau le mai schimbăm. Cu cealaltă după aia dăruim la rândul nostru și cu cealaltă primim la rândul nostru. Important să fim în gestul acesta de a primi și dărui. Și revin la organismul inițial. Atunci suntem un mădular care comunică cu corpul, cu organismul întreg. Ce înseamnă un organ sănătos? Care e organul cel mai sănătos? Care e membru cel mai sănătos? Sfântul, omul duhovnicesc, să spunem. Da? De ce? Pentru că plin fiind de prezența Duhului, comunică darurile ale lui personale către ceilalți, edificând viața bisericii și primește dăruirea celorlalți. Vedeți? El nu blochează lucrurile la el. Când se blochează lucrurile, e cancer. Când cineva își face propriul său centru de viață și uită de cei în jur, este ceva de sine stătător într-un organism, asta omoară organismul, îl distruge, îl otrăvește. Deci noi trebuie să comunicăm unii cu alții, să ne comunicăm neputința foarte bine, să comunicăm posibilitățile noastre de a fi de folos bisericii. De când a început pandemia aceasta, uitați, ăsta este balconul meu, am zis, ce pot să fac? Hai să merg în întâmpinarea a ceea ce trăiesc oamenii, simt oamenii, să exprimăm lucrurile acestea. Așa. Deci, 1. Legătura cu duhovnicul. Revin la preot și după aceea trec la preoteasă, da? Legătura cu duhovnicul o păstrez în continuare. Eu țin legătura cu oamenii, da? Putem fie să ne vedem nemijlocit în biserică, fie să comunicăm la distanță și chiar dacă intră cineva într-un spital, cred că există posibilități de a vorbi cu ei, fie pe video, fie pur și simplu pe SMS, pe ceva se poate întâmpla. Da? E important lucrul acesta. Ana. Scade numărul de infectați în America. Slavă Domnului. Da, cresc altele. Cresc altele. Știți? Cresc altele că revenim la vechile obiceiuri. Aia e problema.
Hai să trecem un pic la preotese. Urmăream aici o postare de pe grupul preoteselor. Spunea așa că la noi era o mulțime de activități, vizite la azil, workshop-uri cu tinerii, concurs foto, concert colinde și așa mai departe. Ce facem cu ele? Hai să vedem un pic concret. Ne apropiem de Crăciun, da? Cum o să cântăm colinde? Vă garantez că la distanță, așa, prin Zoom și nu știu ce, nu este extraordinar. E clar că nu e. Vorbesc strict de Franța, pentru că în România aveți poate libertate un pic mai mare. Acum, dea Domnul ca toate aceste nelibertăți să-și producă efectul, adică să scăpăm de pandemia aceasta. Da? În sensul că această nelibertate nu este decât calea către a fi un mai bine o ameliorare din punct de vedere sanitar. Da? Ne punem întrebarea, ce facem în condițiile acestea? Deci să spunem că nu se schimbă condițiile. Putem să transferăm totul pe online și pe Zoom? Da? Cum ne conectăm și noi la Sfinții Părinți de care vorbiți? Conferințe sunt și românește? Nu. Cea care va fi astăzi va fi în engleză. Cele organizate de Mănăstirea Vatoped, de Pemtusia, împreună cu Vatoped, toate sunt și traduse în română. Da? De exemplu, cea pe care o organizăm noi, împreună cu ortodoxii.com, pe 1 decembrie, rețineți pe 1 decembrie, va fi și pe doxologia transmisă online în română și veți putea beneficia de prezența starețului Efrem. Da? Deci ne străduim să fie și în română. Revenind acum, hai de la preotese. Biata preoteasă, care era contactul acesta, că părintele ne dovedește pe toate și preoteasa este esențială pentru a discuta cu femeile din parohie, pentru a spune un cuvânt bun, poate una este însărcinată, poate una nu poate să alăpteze cum trebuie și așa mai departe. Preoteasa mea la un moment dat se specializase în probleme de lactație, deci reușise pur și simplu nu numai că să-și hrănească proprii copii în condițiile în care ne-au chinuit cei de la maternitate, spuneau că nu e în stare deloc, dar la un moment dat a devenit o mărturisitoare ferventă, dacă putem să spunem așa, despre cum poate mămica să-și alimenteze copilul, da? Bun. Preoteasa poate să țină legătura cu oamenii, așa cum preotul la ora actuală poate să țină legătura cu oameni. De ce? Pentru că preoteasa poate să fie în parohie. Îi poate întâlni concret pe oameni la biserică. Ea poate, de exemplu, să meargă la biserică. Eu vă spun strict de Franța, unde sunt condițiile cele mai severe la ora actuală. Da? Deci, în condițiile cele mai severe, astăzi se poate. Preoteasa poate să fie, de exemplu, în parohie și se întâlnește cu oamenii și îi mânghie pe oameni, îi întâlnește și le vorbește. La fiecare în parte. Preotul poate să spovedească. Da? 2. Concurs foto. Nicio problemă. Pe Zoom. E în regulă. Fiecare face acasă ce poate să facă și trimite și eu o întâlnire cu toată lumea și se postează pozele. Nu e o problemă. Concert colinde. Greu. Concert colinde. Greu. Da? Nu prea merge la distanță. L-am văzut pe Jonathan Jackson cântând cu cineva și cred că ca să poată să se sincronizeze, cred că cu o ureche asculta pe telefon în același timp să-și transmiteau pentru că era linia mai rapidă și în felul ăsta se puteau sincroniza. S-ar putea să se găsească mijloace de a se sincroniza la distanță, pentru că altfel iese o cacofonie teribilă. Eu am văzut pe Zoom, nu iese nimic. Deci nu prea merge lucrul acesta. Însă, de exemplu, ce se poate face este că atunci când într-adevăr suntem atât de șocați de faptul că nu ne întâlnim unii cu alții, ne întâlnim, de exemplu, familiile pe Zoom și fiecare familie în parte poate să-i colinde pe ceilalți. Adică dai cuvântul unora dintr-o anumită familie care cântă ei. După aia cântă alții, după aia cântă alții, după aia cântă alții. Izbucnirea asta de bucurie din 1.000 de voci, că atâta în cap acolo pe Zoom-ul ăla, când Arhimandritul Zaharia își termină cuvântul și toată lumea le dau drumul brusc la microfoane, la sfârșit, și toată lumea mulțumește. Sau de mulțumim, mulțumim, mulțumesc, mulțumesc, lumea de bani. Izbucnire de dragoste și lucrul acela, sincer, e fascinant, îți încălzește inima. Asta înseamnă că biserica funcționează în continuare prin delicatețea și prin dragostea oamenilor. Astfel de momente avem nevoie de ele, sunt esențiale, da? Deci revenind la preoteasă. Vizită la azil. Da, în condițiile pariziene putem să le facem. Dacă marchezi acolo că vizitezi o persoană în dificultate, poți, persoane care sunt mai izolate, fie preoteasa, fie echipa de acțiune, da, de intervenție rapidă, poate să viziteze. Deci asta se poate. Workshop-uri cu tineri. Păi tinerii sunt chiar mai atenți pe Zoom. Asta este simplu.
conectezi vreo 10-20 așa și poți să faci cu ei, să le dai cuvântul, să se amuze, să se distreze, să discute unii cu alții, se poți face în Franța. Am o întrebare, ce este Nepsis aici în Franța? Este adunarea tinerilor din Franța. Există frății Nepsis, adică fraternități ale tinerilor de peste tot, în Europa Occidentală și Meridională, numite Nepsis. Da? Să nu pierd întrebări, da? Cristina Ionela. Cum să avem mai multă râvnă către calea cea duhovnicească? Dacă se poate să fim conectați cu oamenii care trăiesc intens, pentru că intensitatea lor ni se transmite și nouă. Putem, deopotrivă, să ne conectăm la viața duhovnicească prin cărți duhovnicești, bine alese. Da? Cum să avem mai multă răbdare în încercări? La ce răbdare aveți dumneavoastră în încercări? Aș vrea eu să am răbdarea dumneavoastră. Da? Deci eu trebuie să vă pun întrebarea, dar să ne ținem unii cu alții, să nu ne fie rușine să ne cerem ajutorul unor altora, de exemplu Cristina, Ionela, să fiți în legătură cu mine și cu parohia noastră și să care faceți parte, sigur, și pur și simplu să exprimați nevoile pentru că putem să vă fim de folos, pentru că există aceste disponibilități din partea altora. Cristian Ungureanu, confuzie mare între unii părinți în UK. Unii botează în secret ca legal, că legal în biserică nu e voie. Unii nu vor, ca așa zice statul. Credincioșii sunt nervoși pe acei părinți care nu botează. Știu un caz. Ce părere aveți? Vă răspund foarte simplu. Preotul are binecuvântare să se ducă la casa cuiva să îl asiste religios pentru o nevoie. Deci, eu aș vorbi cu episcopul meu și aș cere binecuvântare. Nu la biserică, pentru că la biserică s-a interzis formal să faci botezuri, pentru că asta implică lume, dar nu-ți interzice nimeni formal să faci un botez în clipa când e o stare de necesitate. Dar acasă poți să te duci la oamenii respectivi, pentru că ai voie ca preot, legal, din punct de vedere legal, să vizitezi pe oamenii aceia în nevoie. Și faci botezul, dacă îți îngăduie episcopul. Dar cer binecuvântare. Cristian, cred că se găsesc întotdeauna soluții. Doar să avem o disponibilitate, nu să vedem bârna din ochiul nu știu cui, da? Și că suntem încurcați de consemnele actuale. Noi trebuie să avem inteligența aceasta duhovnicească, să ne adaptăm în funcție de ceea ce ni se oferă ca posibilități, da? Și mai ales părinții, părinții, dragi părinți. Ce rost are să mă apuc să judec pe cutare confrate că are neputința aia sau putința aia sau că face nu știu cum să face și așa mai departe? Ce rost are să fiu atent la reușita lui sau nereușita lui, mai ales când e o chestiune de privire compătimitoare, compătimitoare, împreună pătimitoare, împreună purtătoare a unei dificultăți, că suntem toți în aceeași ciorbă acum, da? Și fierbem. Așa, dacă nu fierbem, în orice caz, suntem încălziți, să spunem așa, de presiunea vremurilor și trebuie pur și simplu să ne ajutăm cu așa. Deci cei care aleg să facă în secret, fac în secret și asta e, Domnul să acopere secretul lor. Cei care pur și simplu caută o formă legală, dacă eu ar trebui să fac în Franța, aș spune așa, vizitez familia cu tare pentru că nu se poate altfel, au nevoie de mine și aș face într-un cadru foarte restrâns botezul și punct, s-a terminat. Făcătură, țăran sau taran, auziți? Haideți să nu ne preocupăm de lucruri atât de complicate, pentru că nu vă ajută decât în termen de curiozitate, poate, față de o situație care, sigur, poate să fie foarte insalubră și foarte complicată. Eu aș zice să faceți așa. Rugați-vă pentru toți de acolo, ca și cum și din cauza dumneavoastră se întâmplă lucrurile alea grave. Pentru că dacă e ceva se întâmplă grav în lumea aceasta, este că avem propria noastră participare la mizeria colectivă. Da? Faceți așa și cred că e cel mai bun răspuns. Leontina Vasile Bârlea. Eu, părinte, cred că cu cât ne vom adapta la online, ne vor ține mai mult închiși. Poate asta e ideea, ne vor distanțați. Sper să nu fim obligați să colindăm pe net. Eu nu am aceeași perspectivă. Sunt într-o libertate personală și la ora actuală să mă mișc și să fac ceea ce vreau eu. Sigur, în niște condiții spuse foarte limpede de stat, de autorități și pentru mine este o perioadă trecătoare, pentru că a fost și prima
primul lockdown care a trecut și după aceea au fost luni întregi de mișcat, de posibilități diferite, da? Eu nu sunt în teoriile acestea conspiraționiste care transformă mintea noastră într-o minte agresată continuu și care nu mai funcționează decât pe zonă de temere. Da? Și atunci nu mai fac ceea ce trebuie. Mâniați-vă, dar nu greșiți, Marian, Marian. Adică mânia aceea să fie fără pătimaș. Or, dar noi nu prea reușim să fie fără pătimaș, așa că mai bine să ne mâniem deloc. Leona, orice tânăr poate avea acces să se scrie la Nepsis. Cu siguranță, și tinerii la noi sunt la 35 de ani. Da? Pentru că a crescut vârsta, a crescut și posibilitățile oamenilor de a trăi, deci cu atât mai mult. Veniți cu toată pacea. Pe ce platformă pot să ascult cuvinte de învățătură al părinților Zaharia și Petru? Mihaela Livingstone. Trebuie să fiți în legătură cu mănăstire, eu am primit linkul, dacă îmi scrieți imediat după, o să vă trimit linkul și o să puteți să fiți. Trebuie să intrați în legătură cu ei, că după aia ei cred că trimit automat cu toți cei care sunt în legătură cu ei. Ana, părinte drag, m-ați înțeles, ziceam că ce bucurie că la dumneavoastră scade numărul de infectați, că aici în America crește. Ah, îmi pare rău, aș fi vrut să fie, da. Și aici am fost pe poziția numărul 1, pole position, da, în Europa, dar pur și simplu au dat drumul la confinement, că nu s-a mai putut altfel și încep să se miște lucrurile. Deci să știți că e o soluție reală. Dacă oamenii respectă, se liniștesc un pic din mișcat și așa mai departe, vă garantez, pentru că se vede, că este cel mai bun efect asupra pandemiei. De când a început pandemia asta, este efectul cel mai bun. Deci dacă oamenii ar sta nemișcați, dar nu se poate, nu permite economia. Noi avem un confinement, dar noi ne ducem la lucru dacă e nevoie. Mă înțelegeți? Tot ne mișcăm. Știți? Cu măști, cu nu știu ce, dar tot ne mișcăm. Muncim. Și chiar a fost o perioadă, s-a declanșat din nou, un pic mai mare de lucru. Dar dacă nu s-ar munci deloc, dacă totul s-ar paraliza, dacă oamenii ar sta 2 săptămâni în casă, s-a terminat cu circulația asta. În 2 săptămâni s-a terminat. Înțelegeți? Numai că din punct de vedere economic nu ne permitem lucrul acesta. Și ceea ce e periculos e în țările unde pun niște măsuri mici și unde nu-i țin pe oamenii în casă așa, undeva trenează lucrurile și atunci este o boală lentă, să spunem așa. Adică virusul nu se duce suficient de tare în jos ca să scăpăm de el. Mă înțelegeți? Acolo mi-e mai tare frică. Cum mi-a fost frică și aici că copiii merg în continuare la școală. Am zis, Doamne, ce facem? Copiii ăștia se întâlnesc unii cu alții. Au cazuri care circulă. După aia vin acasă și ne pocnesc pe cei, pe, și mai ales cei care sunt vulnerabili. Da? Deci astea sunt niște realități. Revenind la preotese de care vorbeam. Deci preoteasa la ora actuală. În primul rând, haideți, dragi preotese, să înțelegem foarte limpede lucrurile. Preoteasa e o prezență caldă, iubitoare și reconfortantă pentru propriul soț, care are suficiente pe cap și ca intensitate în perioada aceasta. Deci dacă o preoteasă este acasă, prezența aceea care trebuie să fie, care trebuie, nu că trebuie în sensul că e obligată cu ceva, ci care ar fi minunat într-un domn să fie, preoteasa aia împlinește pentru parohia aia mai mult decât dacă merge de dimineață până seara, nu știu, să dea supa săracului. Înțelegeți că dacă ea îl ocrotește și îl bucură pe părintele, părintele este în plină formă să poată să se ocupe de oameni, să facă lucrarea lui. Da? Deci asta întâi de toate e lucrarea preoteței, mai ales în perioada aceasta. Să-și ocrotească copiii, să se ocupe de copii, să aibă, cum să spun, să fie prezența aceasta iubitoare, unde sunt copii, desigur. Poate că nu sunt copii într-o familie. Să fie în orice caz soț-soție undeva să se mângâie unul pe altul și să poată să părintele să aibă confortul acesta și emoțional și psihologic și cum să spun, duhovnicesc. Da? Vă mai împărtășesc ceva. Vă spun din tot sufletul. Nu, n-am cum, n-am putere să transmit bucuria pe care o am în clipa când, de exemplu, fac o vecernie cu soția mea și cu copiii mei la strană. Aici, acasă, da? Deci slujesc acasă. Când îmi văd familia în rugăciune cu toții, dar nu văd că mi-am pus eu așa în cap că e bine să fie la rugăciune, da? Nu-i vorba de asta. Simt comuniune. Când îi simt entuziaști în a spune rugăciunile, în a vrea să se roage, deși avem fiecare încercările cu adolescenți, cu... nu e atât de simplu, dar când avem momente de rugăciune, de intensitate, în care simțim că fiecare entuziast să pună părticica lui în lucrarea noastră comună a rugăciunii, eu vă spun, este un rai personal. Mă simt fericit, mă simt împlinit. Dau slavă lui Dumnezeu pentru faptul că a îngăduit să prind astfel de momente. Sunt minunat în momentele respective, sunt euforic în momentele respective. Înțelegeți?
Vă spun lucrurile acestea că se întâmplă în pandemia aceasta, în pofida dificultăților, niște momente extraordinare. Să punem accentul în perioada aceasta pe lucrarea noastră în familie. Atât de des am încredințat familiile noastre statului, ocupă-te de ele și formatează tu pe copiii noștri, este momentul de a ne avea mult unii pe alții, în proximitate. E momentul de a ne fi eliberat de foarte multe lucruri din exterior și în sfârșit putem să ne vedem unii cu alții, să ne avem unii pe alții, să ne simțim unii pe alții, să ne suportăm unii pe alții. Preoteasa are un moment privilegiat acum să se ocupe de soț, să se ocupe de copii, să-i mângâie, să fie prezența asta iubitoare. Florica Marin, sărbâna părinte, întrebarea mea nu este în acord cu tema acestui live, însă îndrăznesc să o scriu. Auziți, a mai fost o dezbatere și un tânăr teolog care și-a găsit o acoperire la un episcop a ținut să ne spună preoților despre cum trebuie să facem. Și n-am vrut să mai pun cuvânt față de ceea ce a spus el, pentru că el e cu experiența de acum. Când va fi cercat cu mai multe, va vedea lucrurile mai nuanțat. Acum este foarte pe alb și negru. Eu personal nu aș judeca pe nimeni cu nespovedit, nempărtășit, necununat religios în jur în merge la biserică, pentru că am constatat că ai pomeni. Sigur, eu am o formulă acolo care mă securizează cumva, dacă pot fi pomeniți, deci cu tare, dacă pot fi pomeniți, dacă am un dubiu că poate fi pomenit, îi spun lui Domnul, dacă poate fi pomenit. Dar nu hotărăsc, eu n-am putut să hotărăsc în privința lui cu tare, că știu că e în păcatele alea mari. Normal că biserica are o forță extraordinară, ca un magnet să-i atragă pe oameni din mrejele păcatului. Și eu nu pot să hotărăsc pentru ei, da, dacă este nespovedit, neîmpărtășit, a murit așa, eu nu mai pomenesc. Nu, eu pot, deci nu pot să hotărăsc pentru destinul cuiva, dimpotrivă. Eu am fost foarte reconfortat de cuvintele părintelui Efrem, da, care e un om sfânt și care mi-a zis pentru cineva, știu pe cineva care s-a lepădat de botez, practic. Și mi-a spus, nădăjduim în lucrarea bisericii, în rugăciunea bisericii. Deci biserica poate să-i pomenească. Sigur că e mai sensibil la Sfânta Liturghie, la proscomidie. Da, sunt de acord că e mai sensibil. Dar eu personal am spus, dacă pot fi pomeniți, și am pomenit pe cei care, marea majoritate, poate nici nu știu în ce stare sunt ei acolo. Dar la unii să spunem că știi că sunt în dificultăți din asta. Îl las pe Dumnezeu să gestioneze el. El știe că vreau să nu lipsesc pe nimeni de prezența lui și de sfințirea lui. Da? Și dacă oamenii din propria lor voință s-au îndepărtat de Dumnezeu, Dumnezeu are căi extraordinare de a dibui în inima omului câte o breșă, câte o fantă acolo unde poate să intervină cumva, acolo unde nu mai speram omenește că se mai poate. Petreanu Antonela, părinte, într-o intervenție ulterioară ne puteți explica, vă rog, parabola despre economul necredincios. Sigur, numai să-mi scrieți personal ca să-mi amintiți, da? Linkul pentru a vedea cum vorbile părinții Zaharia și Petru. Marius, să-mi scrieți personal după aceea, pentru că ei nu au dorit să se transmită public și atunci le respectăm dorința. Deci revenind la preotese. Preoteasa are o misiune aparte. Ea este o prezență de neînlocuit, inconfundabilă. Mergând pe chipul discreției Maicii Domnului Biserică, dar nu putem imagina biserica fără Maica Domnului. Nu putem imagina biserica fără preotese. Dacă ne-am fi luat de pe partea catolică, puteam imagina în viziunea lor și biserica fără preotese, pentru că dacă e celibat al preoților, s-a terminat. Da? Însă nu cred că avem nevoie de această imaginație, pentru că nu cred că e ceea ce vrea Dumnezeu de la oameni. Biserica trebuie să conțină preoți, preotese, da? Și lucrurile funcționează în chip minunat așa. Dan Gabriel este specialist în prins pești. Și mâine e dezlegare, dar ci că 3 zile de dezlegare. Atenție, da? Sâmbătă, duminică și mâine. Slavă Domnului că îi prindeți, că se lasă prinși. Mare lucru. Părinte, spune Magda, meseria mea cresc copii abandonați. Am un băiețel care e rezultatul unui incest. Auziți? Lăsați gândurile, da? Gândurile pot să vină. La ce gânduri? Vorba cuiva din mănăstirea Vatopedă, îl dau și eu cuvânt. Dacă ar vedea oameni ce gânduri îmi trec prin cap, ar vomita, da? S-ar scârbi, da? Eu vă spun la rândul meu, ca preot, am avut perioadă de har după preoție în care
M-au lăsat gândurile și era foarte bine. Și acum sunt departe de situația aceea, deci pot să vină gândurile de toate calitățile și toate necalitățile. Să le disprețuim, așa a spus starețul Efrem, să le disprețuim, să le scârbim de ele și să considerăm niște mizerii care ar vrea să se strecoare, să nu le primim, da? Magda, Dumnezeu îl primește și îl iubește pe copilașul acesta cum nu îngăduie să imaginăm prin niciun gând omenesc, nici gândurile cele mai bune, da, păi cele rele. 2. E un om care e chemat la mântuire. Dacă e aici, este că Dumnezeu îl cheamă la mântuire. Fiți de folos acestui copil ca și cum este copilul împăratului, pentru că este copilul împăratului. Chiar aș îndrăzni să spun că așa cum îl cunosc pe Hristos, că se poartă cu oamenii, mai mult este atent la a odihni pe acest copil decât pe unul care este răsfățat cu toate cele venit într-o parohie, da? Și într-o familie care oferă toate posibilitățile, da? Deci cu atât mai mult. Eu cred că în clipa când veți afla despre starea acestui copilaș în fața lui Dumnezeu, veți constata cu uimire că el se purta poate ca cu fiul împăratului, pentru că este un omuleț care are cu atât mai mult nevoie de... Și pentru că Hristos se ocupă în special și se orientează în special spre cei în nevoie și cei considerați ca cei mai nesemnificativi dintre oameni. Deci dacă cumva aveți tendința să-l vedeți așa, să știți că atunci e în atenția lui Hristos printre cei mai, ca fiind cei mai semnificativi. Exact, Nicolae, trebuie să ne rugăm pentru toți. Exact. Dar problema era, adică să facem o diferență între rugăciunea pentru tot omul, care o pot face în toată vremea și oricând, și rugăciunea ca pomenire la proscomidie. Eu și la proscomidie îndrăznesc să nu-i judec pe oameni, să-i pun pe niște compartimente eliminatoare, ci să încerc cumva să pun mâna lui Dumnezeu. Doamne, dacă Tu știi că poți primi, te rog. Putem pomeni la Sfânta Liturghie pe cei necununați. Vă repet. Eu personal zic formula aceasta, adică puteți spune pe pomenii și puteți trece, necununați. Și părintele care primește pomenicul de acolo, el va chivernisi cum se poate mai bine, ca să nu-i forțați conștiința, da? Dar eu personal spun, Doamne, dacă pot fi pomeniți, primește și pe aceștia. Un sfat. E greu să ierți. Vă spun, și eu, și mie mi-e greu. Și mai ales dacă oamenii se încrâncenează în a fi într-o poziționare față de tine care îți face rău, da? Ăștia sunt oamenii cei mai fericiți pentru noi, pentru că prin ei, prin faptul că îți fac rău, se pun într-o poziționare că nu-ți răsplătesc nimic din binele pe care le ai încercat să le faci tu. Deci sunt oamenii cei mai indicați că nimic nu se pierde din ceea ce faci tu. Înțelegeți? În fața lui Dumnezeu. Ăștia sunt oamenii scumpi și de aur. Doi, sunt niște blocaje în noi, știți? Pentru că noi considerăm că oamenii aceștia au datorii. Și în clipa când ștergi datoria cuiva și spui, n-are nicio datorie față de mine, automat ești eliberat tu însuți de ceea ce îl ținea pe omul ăsta legat de tine cu datoria lui. Deci ar trebui să iertăm, pur și simplu. Juliana, să-mi scrieți. Olga, să-mi scrieți. Sfârșitul veacului este cât va dura lumea întreagă. Revenind și ca să închei, pentru că este o oră, ce pot face copiii în această perioadă? Noi aveam copii care ne ajutau în altar. Știți că le e dor să vină în altar? Le e dor pentru că n-am putut să-i primim, că erau o armată întreagă, 6, 7, 8, 10 copilași care veneau și ne ajutau. Acum nu mai sunt. Și pentru ei, să știți că se diminuează calitatea participării lor în biserică. Da, dar de exemplu, tabăra de anul trecut, care le-a învățat pe tinele care au participat, pe adolescente care au participat, le-au învățat să facă prescuri. Știți ce mult m-am folosit în perioada aceasta că Maria mea mi-a făcut prescuri, de exemplu. Deci, o funcționalitate a bisericii care continuă în vreme de pandemie. Aș spune că mămicile le pot ajuta pe copiile să facă prescuri, de exemplu, să facă prescuri și unde se poate să vină la biserică să aducă prescurile respective. Unde pot să vă scriu? V-am răspuns.
Revenind la copii. Deci, uitați, copilași, de exemplu, fetițe care pot să facă lucruri acasă, da? 2. Făceți-vă un colț de rugăciune ca o mică biserică, un mic paraclis acasă în perioada aceasta. Adică să aveți o posibilitate deosebită de a fi în biserică acasă. Și eu mi-am amenajat o astfel de posibilitate și pentru prima oară locul acesta, după slujit în el, când intru în el, atmosfera din el mă cheamă la rugăciune. Deci înainte eu dădeam locului, prin faptul că eu trebuia să avem starea, să am starea necesară ca să mă pot ruga, acum mă ajută locul în sensul că el în sine este un loc de rugăciune și în clipa când intru în el mă ajută. Da? Așa ar trebui să avem acasă colțurile acestea de rugăciune. Colțuri sau, dacă s-ar putea, dacă cineva, de exemplu cei în Occident, mare lucru să îți transformi un pod, un subsol undeva în condiții mai bune, o cămăruță, pur și simplu să o faci bisericuța, paraclisul tău de acasă. Da? Asta vă îndemn, mai ales cei care sunteți în Occident. Aveți deseori atâtea camere pline cu televizoare, da? În toate camerele. Puneți un loc aparte, o debarat, da? Deci, de ce trebuie să fie cea mai mică să nu încape? Puneți o cămăruță undeva sau un subsol sau cabana din curte, dacă aveți curte, da? Cei care nu au posibilitățile acestea, de exemplu în România, da, dar pot să fac un colț de rugăciune, un colț amenajat cumva ca să încapă membrii familiei. Toți cei care îmi cereți link-ul, îmi scrieți personal, da? Cine nu vrea să aibă toți membrii familiei în rugăciune? Cât sunt mici copii ascultă, după care se măresc, ascultă de prieteni, anturaj. Intrăm la spovedanie și așa mai departe. Teodora, în perioada asta le spuneți foarte clar când sunt toți la masă. E o perioadă specială. Sunt oameni care suferă, oameni care mor, oameni care sunt în nevoie. Faceți un pomenic, fiți pe un grup din ăla de rugăciune cu oameni concreți, pe care și știți unii dintre ei. Și vă puneți la rugăciune. Uite, eu vă invit în fiecare seară sau din când în când sau așa, uite, mama se așează la rugăciune și să vă vadă că vă rugați. Da? Să vă vadă că vă rugați. Nu-i nevoie să-i chemați prin cicăleală, ci să-i chemați prin faptul că sunteți o prezență de rugăciune. Circulă aici o situație, în sfârșit era un membru într-o trupă de teatru și omul ăsta era un rus și era foarte credincios. Și ăștia l-au luat în glumă la început. La început în glumă, când își făcea cruce, făcea închinăciune înainte să înceapă lucrarea lui și așa mai departe. După aia au început să se enerveze, după aia nu-l suportau, după aia nu știu ce și așa mai departe. Încetul cu încetul toți s-au lăsat pătrunși la inimă și au devenit toți niște trăitori creștini, văzând profunzimea acestui om. Da? Se poate. Puneți-vă mărturiei să vă puneți dumneavoastră înșivă la rugăciune, să aveți un colț, să aprindeți o candeluță, faceți o atmosferă de rugăciune, reduceți lumina, da? Să fie ceva care aduce a biserică. Adică în clipa când v-ați așezat în condițiile acelea care mărturisesc ele însele despre rugăciune, să se simtă că sunteți cumva biserică acasă. Tuturor le-am scris, mă cheamă Răzvan Ionescu și îmi puteți scrie, dar nu scrieți multe cuvinte, scrieți imediat, acum pentru că în 2-3 minute la rândul meu nu mai sunt disponibil. Da? Răzvan Ionescu, da? Că se vede că din Paris. Bine, mă opresc aici. Deci până la colinde mai vedem. Până la colinde ne rugăm ca Dumnezeu să deschidă posibilități nebănuite astăzi și să putem să ne colindăm așa cum trebuie. Da? Deci haideți că mai avem un pic de timp până atunci. Sunt 22 noiembrie. Ce trebuie să aibă, ce să punem în acel loc de rugăciune? O icoană, v-aș spune o icoană care vă e dragă, în care vă regăsiți. Două, trei iconițe, nu foarte multe. Nu trebuie așa enorm. Da? Puteți faceți într-un colț al casei, de vedeți? Ăsta e ca și cum e un colț, de exemplu. Da? Fie un colț, fie un perete undeva. Să nu fie alte lucruri care sunt profane, să spunem așa. Adică puteți să aveți un perete, pur și simplu, și să fie o măsuță, puteți spuneți o măsuță în față, micuță din aceasta, pe care spuneți un caietel cu numele de mulțumesc pentru cine a pus. Bravo, Lidia Tănase, vă mulțumesc. Puneți o măsuță așa joasă pe care să puteți pune pomenice, să puneți un pic de, să aveți o cățuie unde să aprindeți un pic de tămâie, să aveți o candelă aprinsă în fața icoanei, să stingeți lumina din cameră, să vă așezați în genunchi acolo la rugăciune. Eu cred că dacă faceți acest minim, da, deja vă transportați în starea omului care își are biserica acasă. Mărturisea cineva în întâlnirea noastră așa a credincioșilor din Occident, mărturisea că de când în Al Preasfințitul Iosif ne-a cerut să aducem rugăciunile acasă,
Și biserica acasă spune, n-aș mai putea să scot din propria mea casă colțul acela de rugăciune. Atât de tare mi-a devenit drag să am biserică la mine acasă. Da? Eu tămâiez în fiecare dimineață. Exact. Făceți-vă o rânduială de un colțișor de rugăciune în care, și mai ales, am citit azi un cuvânt, nu pot să închei fără să vi-l spun totuși, pe care l-am și postat eu la rândul meu. Noi începem să semănăm cu Hristos în clipa când ne pasă de ceilalți. Că dacă doar spunem să-mi fie mie bine, casei mele, copilului meu și așa mai departe, nu e suficient. Bine, deja sunt alții și e important să fie alții. Dar e foarte important să profităm de Facebook-ul ăsta și de WhatsApp, că vedem nevoia oamenilor. Cu cât ne dăruim mai mult în această perioadă celorlalți, cu atât spre noi vin valuri dinspre Dumnezeu și dinspre oameni. Mă înțelegeți? Faptul că, de exemplu, în seara asta, uitați, suntem acum 394, iau exemplu. Am încercat să slujesc la 394 de oameni. Atenție, 394 ori 1, 2, 3, da? Cât sunt în familia respectivă care urmăresc. Da? Am încercat să vin către ei și să le dăruiesc tot ce am simțit că e mai de folos și că le poate servi pentru perioada de acum. La rândul meu primesc atâta. La rândul meu prin faptul că Dumnezeu mă vede că încerc să dăruiesc, că nu sunt ale mele, tot dinspre Dumnezeu și dinspre oameni dăruiesc. Circulă, da? Banii sunt făcuți ca să circule. Binele e făcut ca să circule. Harul e făcut ca să circule. Dragostea noastră e făcută ca să circule. Să nu ne blocheze nimic, nimic să nu se blocheze aici la noi. Și în felul acesta ne sporim și ne ajutăm unii pe alții. Și să vedeți, dacă ne propuneți-vă așa, dacă nu aveți, de exemplu, nu aveți altceva de făcut, cu atât mai mult dacă nu aveți altceva de făcut, da? Propuneți-vă să faceți o faptă bună și să oferiți pur și simplu, da? Fără nicio plată. Spunem, azi îmi propun să fac o faptă bună. De exemplu, cineva care este medic, azi vizitez un bolnav care nu are bani, nu are posibilități, eu îi dăruiesc lucrul acesta. Un notar. Astăzi ajut pe un amărât care avea un dosar complicat și nu are cine să-l ajute. Fac eu chestia asta pentru el. Azi, de exemplu, nu are oamenii, poate nu au timp să roage, mă rog, pentru oameni din spitalul cu tare, pe așa și așa mai departe. Altul ia lista de aici, că au spus, rugați-vă și pentru mine, rugați-vă și pentru mine. Da? Altul ia lista, parcurge lista așa și spune, în seara asta, eu mă rog pentru omuleții acestea, pentru că nu are cine să roage pentru ei sau nu e suficient și necesită rugăciune. Da? Faceți, oferiți-vă să faceți binele astea, să vedeți ce începe să se producă în jurul nostru. Da? Bine, Doamne ajută tuturor, vă îmbrățișez cu drag pe toți și bănuiesc că ne vom întâlni din nou cu ajutorul lui Dumnezeu duminica următoare. Posibil la aceeași oră dacă este intervenție, altă intervenție a celor de la Essex, dacă nu la ora 8 seara, ora României. Doamne ajută tuturor și vă doresc așa să aveți inspirație de la Dumnezeu efectiv, să-i bucurați pe alții și să vă bucurați în Hristos.